Numai luna trecută, inspectorii de muncă au fost în control la aproape 300 de angajatori din Brăila, iar verificările au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și pe cel al sănătății și securității muncă. Amenzile acordate de aceștia pentru diversele deficiențe descoperite se ridică la peste 231.000 de lei, cărora li se adaugă și cele două propuneri de cercetare penală în cazul a doi angajatori. În 1 iunie, Inspectoratul Teritorial de Muncă a verificat 297 de angajatori ce își desfășoară activitatea în județul Brăila. Urmare controlelor efectuate, în afara măsurilor dispuse, au fost sancționate și fapte de nerespectare a prevederilor legislației reținute în sarcina angajatorului. Printre aceste fapte au fost reținute munca fără forme legale, deci primirea la muncă de către angajatori a persoanelor fără anumit contracte de muncă, nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă, și aici vorbim de evidențiarea corectă a timpului de muncă lucrat de salariați, de evidențiarea corectă a muncii suplimentare, a programului de muncă în regim de noapte. În domeniul securității de muncă, neconformitățile au constat în neasigurarea materialelor necesare instruirii și informării lucrătorilor, nesupravegherea stării de sănătate a salariaților în conformitate cu prevederile legale, neîntocmirea și neactualizarea planului de prevenire și protecție, care ar cuprinde măsurile necesare urmării evaluării riscurilor. Sancțiunile aplicate pentru astfel de constatări în cursul lunii iunie au fost amenzi în valoare totală de 231.200 RON în ambele domenii de activitate, respectiv relații de muncă, securitate, sănătate în muncă. În afara acestor sancțiuni contravenționale, în luna iunie au fost înaintate și două propuneri de cercetare sub aspect penal. Una se referă la o faptă de primirea la muncă și nerespectarea regimului de muncă al minorilor. E vorba de un minor care a fost depistat că lucra fără forme legale la o stână pentru creșterea animalelor. Iar a doua faptă pentru care s-a făcut propunerea penală a fost primirea la muncă a 7 persoane de către un angajator din domeniul construcțiilor fără a le întocmi forme legale de încadrare. Cât privește munca fără forme legale, inspectorii de muncă brăileni au identificat 28 de persoane aflate în această situație la 11 angajatori, iar amenzile acordate și în această situație se ridică la 162.000 de lei. Munca fără forme de încadrare în luna iunie a însemnat depistarea a 28 de persoane ce desfășoară activitate la 11 angajatori. Domeniile în care au fost depistate astfel de persoane au fost în construcții 17 persoane, în creșterea animalelor 5 persoane, în comerț 2 persoane și în baruri 4 persoane. Fac precizarea că din cele 28 de persoane depistate fără forme legale au fost sancționate și 4 persoane fizice, 2 desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și 2 în domeniul barurilor. Fiecare a fost sancționat cu o amendă de 500 de lei. Per total, pentru cele 4 persoane fizice au fost aplicate sancțiuni de 2000 de lei. Munca fără forme legale a însemnat, pe lângă infracțiunea, pentru cele două infracțiuni menționate anterior, și aplicarea unor sancțiuni contravenționale în valoare de 162.000 RON. Inspectorii de muncă își continuă controlele la angajatori, iar cei prinși că încalcă legea vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. Eveniment la Biblioteca Județeană Panaiti Strati, la sediul nou din Piața Poligon numărul 4. În această dimineață aici s-a deschis clubul de vacanță. Acesta va fi deschis tuturor copiilor care își doresc să trăiască o vacanță plină de aventură și suspans. În primul rând vă spunem că vă aflați la noul sediu al Bibliotecii Județene Panaiti Strati din Brăila.
iar acest cup de vacanță se desfășoară împreună cu partenerii noștri, Asociația ANMRF lui Pasteur Club Voltin, Teen Club, Cercetașii României și de asemenea Atelierul Cărăbuș, atelier de ludotecă, astfel încât până în data de 15 august să vă putem oferi un program bogat și variat, adaptat fiecarei categorii de vârstă. Clubul de vacanță este deschis în intervalul 1 iulie 15 august, fiecare săptămână fiind dedicată unei noi activități: explorare urbană, grădinărit, desen, experimente științifice, handmade și gastronomie, teatru și confecționat costume, dans și muzică. În afara acestor activități, în perioada clubului de vacanță vor avea loc lunea atelierul de pictură și bricolaj, marțea atelierul de jocuri în limba spaniolă, miercurea atelierul de jocuri în limba italiană, joia atelierul de jocuri în limba franceză, vinerea atelier de handmade. La orice oră, în intervalul în care secția de copii a bibliotecii este deschisă publicului, copiii pot juca jocuri de inteligență și de strategie. La Biblioteca Județeană Panaitis Tratis se organizează clubul de vară. Titlul și de fapt tema acestui club de vară este Bibliodetectivi în căutarea comorii dragonului. Perioada de desfășurare este 1 iulie 15 august, având mai multe ateliere tematice de explorare urbană, de desen, de grădinărit, de asemenea jocuri de grup și tot este foarte important pentru cei care vin la această activitate de vară, faptul că vor exista premii la sfârșitul acestei școli de vară. De asemenea, țin să mulțumesc colaboratorilor noștri pentru acest atelier neobișnuit pentru Biblioteca Județeană Panaitis Tati și de asemenea și pentru comunitatea brăileană, respectiv Clubul Voltin, Teen Club, Cercetașii României și de asemenea Cărăbuș, atelier de ludotecă și de lucru cu copiii, astfel încât Biblioteca Județeană împreună cu cei patru parteneri speră să poată să îndeplinească dorințele de vacanță ale utilizatorilor noștri, astfel încât să se poată combina atât joaca cât și instruirea într-un mediu controlat și la sfârșitul perioadei să avem cât mai mulți finaliști. Trebuie să de asemenea să vă spun că există carnete pe care fiecare copil care vine la acest club va aduna credite și în felul acesta vom putea să departajăm cei mai frecvenți utilizatori a acestui club de vară. Cei mai fideli participanți la clubul de vacanță vor fi recompensați cu premii și cu multe surprize. Ei vor putea participa de asemenea la Noaptea Detectivilor și la Ziua Vânătorilor de Comori. Toate activitățile vor avea loc în intervalul 11-13 pentru preșcolari și elevii din școala generală și în intervalul 16-18 pentru elevii de liceu. Fiind cercetaș, a trebuit să am grijă de ceilalți copii și practic să îmi fac prieteni noi și să încercăm să-i atragem prin jocuri care să-i dezvolte personal, adică jocuri de cunoaștere, să-și facă prieteni noi, să învețe cum e să fii într-o echipă, trebuie să fiți împreună și să nu se certe. E foarte drăguț, cercetășia în sine este munca prin jocuri, e plină de jocuri. Unii pot crede că e destul de copilăros, dar asta e cercetășia, îți găsești copilul din tine. Este greu să lucrezi cu copii mai mici? E greu să-i înțelegi, trebuie să fii empatic și să înțelegi prin ce trec, să-i cunoști, să știi ce e în spatele lor, mai ales să-i cunoști pe dinăuntru. Pentru că unii copii sunt într-un fel pe în afară, pentru că așa au fost obișnuiți, și într-un fel înăuntru. Toți copiii au felul lor de a fi. Pentru atelierele de limbi străine, programul poate fi redus în funcție de nivelul de receptare al elevilor la o oră zilnic. Decizia modificării programului aparține lectorilor. Pentru a putea participa la activitățile clubului de vacanță, toți copiii trebuie să fie înscriși ca utilizatori ai bibliotecii. Pentru minori, înscrierea se face pe baza buletinului de identitate al unuia dintre părinți și a certificatului de naștere al copilului.
Consilierul județean independent Marian Căpățân a susținut vineri dimineața la ședința lunară de Consiliu că împărțirea României în 9 regiuni, așa cum a susținut vicepremierul Liviu Dragnea, nu este o soluție. Totodată acesta a explicat în plenul ședinței că dacă se va merge pe mai multe regiuni decât se spusese inițial, el îi va îndemna pe oamenii care l-au votat să nu participe la vot. Problema este următoarea. La momentul în care s-au constituit ADR-urile în România, au mers după câteva criterii foarte simple. Era criteriul populațional, adică undeva regiunea să aibă 2 milioane jumate de locuitori, să aibă criteriul istoric și tradițional. Aici însemna că undeva nu puteai să pui un județ fără să existe o tradiție locală, de asta s-a împărțit zona Banat, zona... Da, știu povestea, da, știu bine. Să evita criteriul etnic, categorii criteriul etnic și ultimul criteriu foarte important era echilibru economic. Regionalizarea din punctul lor de vedere a Comisiei Europene însemna ca să creeze acele regiuni care să fie comparabile din punct de vedere economic cu regiuni similare din Occident. De ce? Fiindcă plecând de la produsul intern brut al acelei regiuni, trebuia să facă o proiectare la cât va trebui investit în zona respectivă, pentru ca într-un interval de timp acceptabil, acea euroregiune să semne cât de cât. Și dintr-o dată, zilele astea, vedem pe domnul Dragnea că s-a gândit la două regiuni. Înseamnă una să fie cea Dobrogea, cu județul Tulcea și județul Constanța. Ori aceasta nu îndeplinește niciuna din criteriile pe care Comisia Europeană, cu ani în urmă, le trasa. Și s-a mai gândit la o regiune în care capitala să fie la Galați și să fie, de fapt, un pol al sărăciei în țara românească. Adică Ialomița, Călăraș, Brăila, Galați, Brace. Iarăși nu îndeplinesc criteriile pe care le-am enumerat mai nevoie. De aceea, dacă există această posibilitate de a se antepronunța, am să fac o declarație și mă antepronunț eu. La orizontul referendumului pentru validarea Constituției, am să rug pe cei care m-au votat pe mine să vorbească și cu prietenilor și cu rudenilor să nu participe la vot, pentru că nu este absolut nicio pierdere. Gheorghe Bunastancu, președintele Consiliului Județean, i-a dat consilierului dreptate și chiar a precizat că sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelege legate de această regionalizare, mai ales că și punctul de vedere al celui care a făcut împărțirea pe 8 regiuni este asemănător cu cel al administrației locale. Sunt întru totul de acord cu punctul dumneavoastră de vedere. Sunt partizanul discuțiilor făcute la timp și nu să ne ate pronunțăm. Nu cred că interesul personal și interesul de grup are vreo legătură cu regionalizarea României, ceea ce se încearcă. Nu cred. Nu cred în același timp că soluția... Am spus un singur lucru. Unde se duce Tulcea să facă cumpărături? La Brăila și poate mai puțin la Galați, mai mult la Brăila. Unde se duce Tulcea la spital? Marea majoritate vin la Brăila. Aici avem la Tulceni cât casa. Pentru că atât Galațiu cât și Tulcea, la sănătate, sunt la baie. Unde se duc gălățenii astăzi să facă cumpărături? La promenada de la Brăila. Bine, la patinaj, la firme, unde se duc ei? În regulă. La spectacole, unde vin? Cine a câștigat la karaoke 2-3 premii? Oameni care erau în sală de la Galați, la karaoke de la Galați. Eu când am văzut, am rămas surprins. Și dacă vreți, exemple continuu. Reumatismul unde vin? Vin la Lacul Sărat, îi găsești la ambulatoriu de la Brăila, că am găsit gălățeni acolo, pentru că ei n-au nici de unele. Și noi mai facem o secție clinică de bani fizioterapie, pentru că populația a îmbătrânit și are nevoie de așa ceva. Deci tot ceea ce spuneți dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Dar nu știu cum să facem, să translatăm o parte din Marea Neagră aici la noi, o parte din portul Constanța, păi nu vedeți că toate mărfurile se duc la Constanța? Alea care mai sunt, că aici este alt subiect de discutat. Îmi spunea cineva ieri că diferența dintre un vapor de 3900 de tone care vine la Brăila este de 5800 de euro, toate, cu pilotaj, cu taxă de canal, cu taxă de cheia și ce mai departe,
iar asta este la Constanța. Iar la Galați, el era din Galați, domnul Hărțan, care este chiar șeful armatorilor din România, este 12.800. Păi dacă dumneavoastră ați fi armator, unde v-ați duce? Ia împărțiți diferența de 7.000 de euro la 3.900. Sunt aproape 2 euro pe tonă? În plus? Păi în loc să avem astfel de preocupări noi la Brăila, noi nici și ne înjurăm între noi, fie la Brăila, fie la București. Și vorbesc în primul rând de parlamentar și chiar de noi. Pe de altă parte, potrivit președintelui Consiliului Județean, fiecare județ în parte își urmărește propriul interes. Și este normal până la urmă ca fiecare să-și dorească să devină capitala regiunii din care face parte. A început să aibă idei și Piatra Neamț. De ce să avem noi capitala la Iași? De ce nu avem la Piatra Neamț? De ce să nu facem noi și cu Vasluiu o regiune? Dar de ce aia de la Constanța pot? Și așa mai departe. Dunărea de Jos n-a inclus niciodată Constanța. A inclus Galați, Brăila și Tulcea de pe vremurile străvechi, dacă vă ți aminte. Deci nu știu de unde e această idee, nu știu de unde trebuia să facă întâlnire regională și la Galați și la Constanța, sunt mai multe întrebări care se pot pune. Da, azi premierul e plecat, vine peste o săptămână. Vă reamintim că șeful Consiliului Județean s-a arătat nemulțumit de apariția oricărei noi regiuni, considerând că lucrurile se complică și mai mult, iar deciziile vor fi cu atât mai greu de luat, cu cât pretențiile județelor vor crește odată cu crearea unui precedent. Pe 5 iulie, Consiliul Județean îi invită pe agricultorii din județ la o nouă întâlnire la Casa Tineretului pentru a discuta problemele cu care se confruntă aceștia și pentru a le explica ultimele soluții identificate de specialiștii brăileni. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Bunea Stancu, s-a arătat încântat de această nouă rundă de discuții la care sunt așteptați să participe lideri social-democrați și miniștrii principalelor ministere implicați în relansarea agriculturii la nivel național. Pe data de 5 iulie avem discuția pe agricultură cu municipii și toate OAT-urile care sunt hotărâți și pregătiți să participe la această întâlnire. Deja ordonanța de urgență a trecut de guvern, nu s-a publicat, că mai sunt niște imperfecțiuni care sperăm să trecem peste ele și luăm în prima fază doar cei 2815 hectare cu sistemul de irigație și cu sistemul de desecare, care ca și când ai cumpărat calul și îți mai trebuie căruța. Căruța fiind laboratorul, instalația de selectare a semințelor, grajdurile pentru vite și așa mai departe. Asta este hotărârea de guvern 1460, care lucrăm deja la anexă, că nu vreau să iau locuințele particulare care sunt acolo. Nu mă interesează, pe mine mă interesează laboratoarele, mă interesează partea de selectare și dacă sunt locuințe, ce deservește, partea de cercetare ne interesează. Eu sunt convins că vom avea mari probleme cu Academia. Da, asta e viața. Pentru că ei au un stil de a lucra, iar noi avem alt stil. Stilul nostru este un stil pragmatic. Un stil care să aducă și plus valoare, pentru că această stațiune trebuie să se dezvolte și să dezvoltăm, în primul rând, pentru țara românească, soluri sărăturate, amendamente pentru soluri sărăturate, ceea ce făcea ea odată, că asta făcea ea. Și semințe de calitate... de calitate în toate zonele, că e legumiculă, că e cultură mare și așa mai departe, pentru a deservi în primul rând județul nostru și dacă avem surplus, îl dăm și la alții. Mai mult, șeful Consiliului Județean este optimist și spune că preocupările de la nivel local sunt menite să vină în sprijinul agricultorilor și asta chiar dacă unii nu văd cu ochi buni aceste încercări ale Brăilei. Noi trebuie să avem preocupări pentru județul nostru. De asta avem întâlnirea asta pe 5 iulie, să discutăm tarif unic la irigații, că asta ne interesează pe noi, să găsim soluții. Vine Ministerul Agriculturii, sper să vină Ministerul Cercetării, Ministerul Învățământului, Ministerul Fondurilor Europene. Noi l-am invitat și pe domnul viceprim-ministru Liviu Dragnea, dacă vrea să vină, îl invităm și pe primul ministru, dacă poate să vină. Ne facem datorie. Dar cel mai important pentru noi este să vină agricultorii din județul Brăila, care să discutăm bazele cooperative agricole Brăila, cum o să-i spunem noi, să discutăm împreună cu colegii noștri, cu parlamentare, modul de implicare a lor și ceea ce ar trebui din vedere legislativ să mai facem, dacă trebuie să mai facem ceva. Asta este important pentru noi. Și să vedem cum ne organizăm. Am avut o discuție și cu Insula Mare a Brăilei, o discuție informală cu domnul Buzdugan, o să mai avem și altele. Poate să fie și dumnealor interesați în ceea ce vește
înființarea acestei cooperative și dacă vreți, ar trebui să ne gândim dacă facem o cooperativă puternică de 150-200.000 de hectare, poate ne putem gândi și la un fel de bursă agricolă la Brăila, cum a mai fost de altfel, în care să vindem produsele, nu să facem cum era cu cine era pe timpul la Burada sau cine era la bursa, Burada a fost, nu? O parte. Ci să unu, doi oameni care să vindem și să cumpărăm anumite inputuri, dar în special vânzările de produse care noi le avem. Când te duci cu sute de mii de tone la bursă, ai mult mai multe șanse de a reuși să faci vânzarea lor. Dacă te duci cu 1000 de tone, nu te bagă nimeni în seamă ca să aduci rechinii la masa negocierilor. Șeful Consiliului Județean a declarat vineri în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului că își dorește și insula mică a Brăilei și intenționează să realizeze un proiect pilot la Brăila în ceea ce privește agricultura. Politica agricolă comună presupune existența a două componente sau mai nou doi piloni, respectiv politica piețelor și politica structurală sau politica de dezvoltare rurală. Politica de dezvoltare rurală are la bază Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, a cărei esență este dezvoltarea zonelor rurale din România prin crearea condițiilor moderne de trai în societăți rurale și prin identificarea unor oportunități reale pentru toți cei care vor să rămână în acest spațiu. Au fost depuse pe total proiecte la Oficiul Județean 1272 de proiecte cu o valoare eligibilă de 642 de milioane de euro, din care au fost declarate eligibile 1024 cu o valoare de 236 de milioane de euro. Au fost selectate din acest, la nivel de țară, a fost realizată selecția 651 de proiecte cu 133 de milioane de euro. Au fost contractate efectiv 538 de proiecte cu o valoare de 115, valoare publică vorbesc aici, numai de valoare publică, deci nerambursabilă, de 115 milioane de euro. Din aceste 538 de proiecte, în această perioadă de 3 ani de zile, au fost reziliate 42 de proiecte cu o valoare de 12 milioane 500 de euro și au rămas contractate 495, din care au fost până la această dată finalizate 183, fiind în derulare 313 proiecte în diferite stadii de execuție. Valoarea solicitată prin cereri de plată au fost de aproape 47 de milioane de euro, s-au plătit efectiv până la această dată, fiind în curs de derulare, 41 de milioane de euro, ceea ce făcând proporția, iese cam un procent de 45% absorbit pe Brăila din ceea ce a rămas contractat. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat lansarea unei noi serii de depuneri de proiecte pe măsura 121, modernizarea exploatațiilor agricole prin PNDR, care se adresează fermelor de familie și care va beneficia de o alocare financiară de 50 de milioane de euro. Deși sesiunea ar fi trebuit să înceapă la mijlocul lunii iunie, până la această dată reprezentanții Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Brăila nu au făcut niciun efort pentru popularizarea acestei măsuri. Totul a ieșit la iveală în cadrul ultimei ședințe de Colegiu Prefectural. Încă din aprilie anul acesta a fost anunțat de către Ministerul Agriculturii printr-un comunicat de presă că urmează, chiar aceasta este formula pe care ceea ce este publicat în materialul nostru, la momentul în care a fost transmis materialul încă nu se lansase această sesiune. Deci în 25-a 4-a a fost lansat un comunicat de presă din partea Ministerului Agriculturii în care spunea că urmează să lanseze începând din mijlocul lunii iunie 2013 o nouă sesiune de proiecte pentru măsura 121 pentru fermele familiale. Tocmai asta vreau să vă spun imediat și de această promovare. Vreau să vă mai spun că sunt publice pe site-ul APDRP-ului și modele de proiecte în care beneficiarii, că în general, după cum ați văzut, aceste proiecte sunt destinate micilor fermieri, da? La unitate de dimensiune economică sunt mai mici, până în 50 de unități de dimensiune, și sunt publicate
modele de proiecte, astfel încât beneficiarul sunt pe culturi, pe ferme de vaci, pe livadă, pe cultură mare, astfel încât, poftim? Da, astfel încât beneficiarul să-și realizeze memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate prezentat în cererea de finanțare, având un model standard și să-și-l... Da, pentru... Da, acum, deci este lansată de câteva zile, nu s-a spus, acum a început să face, să fac toate demersurile pentru a începe o campanie de promovare. Noi, ca Oficiu Județean, încercăm să facem cât mai mult, pentru că aceasta este ultima sesiune pe acest plan, Program Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Prin măsura 1.2.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de 40 până la 70% din valoarea eligibilă a proiectului, fonduri reprezentând cofinanțarea publică la care trebuie să se adauge contribuția privată. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin măsura 1.2.1 este de 5.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Unul dintre reprezentanții pensionarilor brăileni consideră că abonamentele gratuite destinate pensionarilor cu pensii mai mici sau egale cu 1.000 de lei ar trebui totuși să fie limitate la un anumit număr de călătorii lunar, mai ales că unii merg să-și facă abonament doar pentru că au această posibilitate, nu pentru că au nevoie neapărat. Directorul de la Braicar susține că acest lucru este cumva prevăzut, media călătoriilor efectuate lunar de un beneficiar fiind de 10 drumuri dus-întors. Eu cunosc cel puțin două persoane care și abonament îl posedă. Nu pentru că a folosit, pentru că n-ai cum să-l folosească. Aceste abonamente probabil sunt deja plătite de primărie, da? Cerșanii s-au dictat pe ei. Dar care este eficiența în abonament? Dacă fac mai mult de 50% din timp călătoresc pe acest mod de transport. Conform legii, aceste 200.000 de persoane au drept. Au drept să primească, nimic de zis. Dar totuși s-a făcut un studiu, oare primăria nu plătește prea mult pentru niște oameni care, după care nu știu, sunt oamenii noștri, dar asociații noastre de regulă, care nu se mai poate plăta. Trebuie să-l cheme cu abonamentul vechi și, dacă se poate, un sistem de verificare. Iar cât e călătorie cu turul în municipiul Brăila, în evidențele casei de țări de pensii, sunt peste 33.000 de persoane pensionari care ar îndeplini teoretic condițiile de facilitate. Sunt circa 21.500 de persoane care la ora actuală beneficiază de această facilitate, de un abonament social care este un instrument de călătorie nelimitat pe parcursul întregii luni. Iar dacă am face o traducere în costul, să spunem, a posibilor călătorii, vă spun că el este decontat la circa 10 călătorii dus. Adică acești 4.255.000 reprezintă decontarea la 21.526 de persoane într-o medie de 10 călătorii. Totodată, prefectul Mihaela Marcu confirmă ceea ce mai toți brăilenii știau, și anume faptul că susținerea aceasta financiară pe care primăria o acordă transportatorului local de călători pentru pensionari este fix acea gură de oxigen de care acesta avea nevoie pentru a supraviețui. Dacă la fotbal președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, le-a declarat consilierilor la cea mai recentă întâlnire că ar cam vrea să renunțe la finanțare din cauza problemelor pe care le are cu structurile de control, la handbal, cel puțin pentru moment, nu se poate vorbi de același lucru. La handbal este un ONG și nu sunt probleme de genul ăsta, deci acolo probabil că vom rămâne în continuare. Dar dacă aici așa se pune problema, ce să facem? N-am ce să fac. Sincer, n-am ce să fac. În legătură cu, vreau să vă gândiți
șefii de comisie, împreună cu colegii consilieri, să aveți un punct de vedere, îl dezbatem, îl discutăm, ne spunem puncte de vedere, asta este. Nu vreau ca să vină la dumneavoastră să vă pună pe lustră, pe cărți, pe mobilă, să vă pună sechestru. Nu vreau să ajungem în faza asta. Mai bine mă opresc la timp și cu asta am și o justificare în fața brăilenilor că nu pot să merg la infinit, ăștia să mă acuze și o să trebuie să dea cu parul în cap. Nu pot la infinit să fac asta. Rămâne de văzut dacă la următoarea ședință consilierii județeni vor dori să se renunțe la finanțarea pentru clubul de fotbal și dacă va exista și un proiect de hotărâre în acest sens ce va fi supus votului.